Bună și bine v-am regăsit! Eu sunt în fața camerei, ce să vedeți? Da, am încercat să vorbesc cu voi, dar nu mi-a ieșit, am nevoie de antrenament, așa că am zis să vă las să vedeți cum mă pregătesc. Pentru că mă machiez și eu puțin să vă iau cu mine în delirium. Mergem în delirium astăzi. Am vrut să mă asigur cu această ocazie că știți că în spatele camerei este cineva. Eu sunt și sper să nu vă dezabonați după ce îmi vedeți fața. Glumesc, desigur. Asta este alta, nu am. Da, poate că o să schimb la un moment dat formatul acestui vlog, acestui canal și o să vorbim așa față în față, dar până atunci mai durează. Așa că, haideți să vorbim despre planurile de astăzi. Vă iau cu mine în delirium să testăm multe parfumuri, mi-a rămas gândul la multe parfumuri. Vreau să testez parfumurile de la Ubaya, cele noi, și mi-a rămas gândul la unul. Și am vorbit noi în comentarii despre ele, așa că am reținut și vreau să le testăm împreună și nu numai. Mai sunt și altele pe care vreau să le mai testez și asta vă recomand și vouă, să mergeți să testați parfumuri, pentru că pe data de 10 încep reducerile de Black Friday. Ei bine, cam asta vreau să facem astăzi, facem wishlist parfumat de Black Friday. Da, o să testăm și o să vă spun exact ce parfumuri aș pune pe această listă. Și am ajuns în Băneasa, m-am oprit în delirium exact la parfumurile Ubaya. Am mai testat eu Desert Whispers, are caramel, piele, ud, este și el în zona Velvet Night, tot așa un parfum mai dulce și mai puternic. Și chiar voiam să menționez faptul că pe unele le-am testat, pe unele pot să zic că doar le-am mirosit sau doar mi-am făcut o idee despre ele, pentru că sunt multe, au fost multe parfumuri pe care le-am mirosit și bineînțeles că nu pot să-mi fac o idee așa la primul nas, dar pe unele le-am mai testat și înainte. Acum haideți să vorbim despre acestea noi, pentru că despre ele am tot zis că povestim și avem așa. Rain Breeze, acesta este Rain Breeze, este curățel și proaspăt, mi-a plăcut, dar nu este preferatul meu dintre cele trei. Apoi avem Silk Shadow, este un floral cremos, elegant și feminin, foarte frumos este parfumul acesta, Silk Shadow. Și mai avem Magnetic Shine, care este cel mai puternic și cel mai impunător dintre cele trei. Și cel mai dulce dintre ele. Avem tutun, flori și ambră, santal. Da, mi-a plăcut, cred că cel mai mult mi-a plăcut Magnetic Shine, dacă vorbim despre perioada rece. Apoi aș alege Silk Shadow, un parfum mai versatil, mai feminin, mai curat și mai cremos. Da, cele două sunt preferatele mele, Silk Shadow și Magnetic Shine. Și da, m-am oprit din nou la Milk, la Commodity, am testat și Commodity Gold și îmi place și el, dar tot am mai testat și altele de la Commodity, însă Milk rămâne preferatul meu, deci îl punem pe wishlist și haideți să vedem, Francesca Bianchi, da, parfumurile acestea sunt foarte interesante și îmi doresc să iau niște decanturi Lost in Heaven, este foarte frumos și am găsit și unul pentru mine, o să vedeți imediat care este, mi-a plăcut tare mult, m-a izbit așa un aer proaspăt, acesta este, este foarte, foarte frumos, dar vreau să le mai testez, aș vrea să le testez pe toate și cele de la Rule Fragrances sunt niște parfumuri foarte purtabile și foarte frumoase. Chiar vă recomand să le testați, Daring este unul foarte frumos, sunt multe care mă atrag de la Rule Fragrances și sunt o grămadă de parfumuri. Am ajuns la parfumurile de la Dream Hotel, foarte frumoase, au o prezentare mai îndrăzneață și cred că obraznicul colecției este și preferatul meu, se numește Press for Pleasure, un oriental fructat, mi-a atras atenția și Check Me Out, care mi-a dat așa un vibe de insolans, dar ceva mai modern. Foarte mult mi-a plăcut Press for Pleasure. Apoi trecem la parfumurile de la
S sau S strikes the notes. Avem așa cele trei prințese din mijloc care mi-au atras atenția. Avem Serena, Sofia și Sveva. Sunt foarte frumoase parfumurile acestea. Am descoperit și parfumuri ceva mai fructate, mai proaspete pentru perioada mai caldă. Desigur, trebuie să le testați, dar da, sunt niște parfumuri care m-au atras și cumva mă duc înspre parfumurile potrivite în această perioadă, fără să vreau să se întâmple asta. Și oricum eu sunt înnebunită după parfumurile ceva mai dulci, dar da, cele trei sunt superbe, superbe și foarte intense. De exemplu, Serena este un vanilat cald ambrat cu miere, tutun, tonka. Apoi, Cult For m-a atras Mi și Dream. Mi mi-a dat un vibe de erba pura, dar este foarte suculent și proaspăt. Îmi place izul acesta. Și v-am zăpăcit cu Jeroboam și cu Insulo, desigur. Cred că este cel mai dulce dintre toate, căci nu se putea altfel. Potrivit clar în perioada rece, este un vanilat caramelicios, dar m-a mai atras și Gozo. Gozo este coloratul colecției, acesta în sticlă portocalie, și este ceva mai versatil. Da, îmi place cum miroase, mi-a plăcut și acesta foarte mult și aș putea să mă îndrept către el, să nu cumpăr atâtea parfumuri de vreme rece. Pe Gozo l-am văzut mai versatil, este un floral dulce lemnos și mi-a mai plăcut și Unue, cel în sticlă albă. Uitați prezentarea de la Dream Hotel, îndrăzneață după cum vă spuneam, și Press for Pleasure. Apoi un parfum pe care îl am pe wishlist de la My Boudoir, deci mi-a plăcut la nebunie acest Fabulous Nude foarte mult. Este un parfum dulceag, cremos, feminin, curat, dar curat la modul cremos, mi-a plăcut mult de tot, și cel negru, opulent noir, iar cel roșu nu prea m-a atras. Dar în special cel roz, că de fapt este un roz, îl am pe wishlist. Apoi vorbim despre Gramatic Dramatic. Da, sunt niște parfumuri foarte frumoase și mi s-a părut foarte frumos Haptic. În afară de Exorcism, să zicem așa, mi-a mai plăcut Haptic și el este un cremos, gurmand, fructat, ceva. Apoi, Imaginary Authors, cu o prezentare superbă, Saint Julep, parcă așa se numește, o să vă scriu pe ecran, este un verde aproape gurmand, un verde suculent, foarte frumos, foarte frumoasă prezentare, mentă, zahăr și whisky am văzut. Mi-a mai atras atenția A City on Fire, este ceva mai ciudat, trebuie testate cu siguranță. Și am mai făcut eu o tură pe aici prin magazin, m-am mai uitat puțin la parfumurile de la Ubaya. Momentan să știți că nu am niciunul pe wishlist, rămân cu Velvet Night pe care îl am în colecție și pe care îl ador. Mi-a plăcut și acesta Silk Shadow, dacă nu mă înșel, pe care l-aș cumpăra în perioada ceva mai caldă, dar momentan nu am nimic pe wishlist și cam atât. Sper că am reușit să vă lămuresc cât de cât în legătură cu parfumurile pe care le-am mirosit și le-am testat în Delirium. Nu uitați căci pe 10 încep reducerile și putem beneficia de 30% discount la toate produsele. Acum rămâne să ne hotărâm ce parfumuri alegem. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!